În 2006, când mi-a fost dată în administrare, ne-a fost dată nouă Centrului de Proiecte Culturale Arcub în administrare această clădire, de fapt ne-a fost dată în administrare o ruină, care din punctul meu de vedere, așa am crezut că e ceva care stă să cadă, credeam că dacă fac așa cu degetul, ea se va dărâma. Când am început să lucrăm efectiv la zonă, să curățăm, m-am îngrozit de ce am văzut. Au fost munți de mizerie. Munți de mizerie, seringi, horror. În afară de cărămizile rupte, de sparte, în afară de munți de lemne arși, pentru că înainte de anul 2000, Ministerul Culturii a făcut o tentativă, de fapt, nu o tentativă, chiar a făcut o sprijinire a ruinei cu niște piloni de lemn, care în timp au ars pentru că acolo au locuit diverse persoane fără locuință. Că porțile acelea au dispărut, avea niște porți superbe, poarta din Gabroveniu, țin minte și eu, o poartă de lemn absolut superbă cu niște elemente de fier, au dispărut, nu se știe unde, am înțeles că o firmă care a participat atunci, angajată de Ministerul Culturii să facă, să cred că să pună în prezervare locația, ar fi luat, atunci când s-au apucat de lucru, au luat acele elemente de fier forjat și le-ar pentru conservare sau le-au depozitat. Cert e că n-au mai apărut niciodată, nu se mai știe cine e firma, cine o conducea. Mare păcat că lucrurile alea au dispărut. Eu și cu colegii mei avem acest copil pe brațe care se numește Hanu Gabroveni și trebuie să facem totul ca el să supraviețuiască. Să supraviețuiască și să-și înceapă o nouă existență, să-și găsească o nouă personalitate și un loc în cadrul centrului istoric și a orașului București. Loc pe care și-l pierduse. Ne aflăm în corpul de sud al așa zisului Han Gabroveni, după adevăratul lui nume pasajul comercial. A fost asimilat cu Hanul Gabroveni acum mulți ani și a rămas botezat așa. Și suntem la etajul 1, în mijlocul unui șantier de restaurare grea, între ghilimele, cum se spune, deci nu de suprafață, și de reabilitare, refuncționalizarea a întregului obiectiv. Pe șantier sunt între 120 și 140 de muncitori, numai că structura noastră implică o serie de alte zeci de muncitori în diferite alte depozite. Zidurile de cărămidă veche au fost desfăcute bucată cu bucată cu recuperarea cât mai multor cărămizi vechi. Folosim cărămizi și vechi și noi. Cărămizile noi sunt comandate special la Jimbolia după modelul cărămizilor vechi. A suferit foarte mult la cutremurul din 77 și a devenit o ruină pe care regimul comunist și-a propus să o facă, dar nu a făcut-o și după aceea rânduri de restauratori au încercat să intervine, dar niciodată n-a fost timp sau bani pentru ea. Acum i-a venit momentul.
suntem în situația în care această clădire va vedea lumina zilei și va fi un viitor centru cultural. Am reușit să o salvăm de la moartea clinică în care se afla, de colaps, cum s-a spus în expertiza tehnică. Această clădire veche va fi extinsă cu o clădire nouă în terenul gol de alături. În total se vor ajunge la vreo 4500 de metri pătrați desfășurați și vom avea aproape toate activitățile imaginabile, de la expoziții, sală polivalentă, săl de repetiție. Unde au fost tâlpii de cărămidă, s-au făcut foraje, s-au introdus profilele noi, după care s-au betonat și cam asta e totul, numai că munca este extraordinar de grea. Păi atunci să știi că nici ăla nu e. Că eu am la 476 și 476. Foarte importantă este practic o nouă casă care este pusă ascuns în vechea casă. Deci tot ce vedeți aici, acești pereți, sunt plini de noduri de metal foarte importante și care sunt menite să țină această casă orice s-ar întâmpla. Și care dublează, practic, structura de cărămidă existentă. Ține presat, atât.
Arucăm bine că dăm noi drumul pe aici pe jos. Da, mă, da, arucăm pancarta aici. Înlocuirea unei ruini care avea aerul să se dărâme pe trecători cu ceva nou, funcțional și în plus foarte ofertant din punct de vedere al activităților care se desfășoară, va face să crească, dacă mai e încă posibil, dar întotdeauna este încă posibil, toată zona din jur. Ceea ce era de evitat va deveni căutat. Aici erau mai multe straturi de istorie una peste alta și dând la o parte o tencuială sau un ziduleț, am găsit alte ziduri și am înțeles alte lucruri despre casă. Proiectul câteodată a trebuit să evolueze din mers. Ceea ce se întâmplă și acum vă pot arăta, am descoperit niște arce lucrând la un zid care ne-au făcut să schimbăm un pic înfățișarea pasajului, intrarea în pasaj dinspre Lipscani. Umblăm la fiecare boltă, desfacem, păstrăm cât se poate mai mult din cea veche și le refacem. Se face cofrag de desubt, de lemn, se așterne un strat de ipsos ca să putem așeza cărămizile cum trebuie și se reface partea din boltă care n-a mai putut fi susținută. Iar noi săpăm pe zona curții chiar arheologic, adică câte puțin, câte puțin. Și găsim acolo fel de lucruri. Cioburi, oase, vase, fel de lucruri pe care ei le adună și le duc probabil la institut noi. Ornamentele clădirii, din păcate, s-au păstrat într-o proporție extrem de mică. Deci, exact atât cât ca să putem să avem o idee cum să le refacem. Au fost câteva cioturi pe care s-au luat mulaje și care vor fi refăcute.
înainte de a lucra în primăria capitalei și de a lucra pentru București, pentru oraș, mi era total indiferent și nu-mi plăcea acest oraș. Mi se părea totul gri, murdar, urât. Un oraș care nu te invită să-l străbați cu piciorul. Neprimitor. După ce am început să-i cunosc cât de cât istoria, după ce am început să încerc să-l descoper, dar să fiu oarecum, să am puțină bunăvoință, de fapt, am descoperit că nici nu trebuie să am foarte multă bunăvoință, pentru că el are foarte multe de spus și are foarte multe lucruri frumoase. Trebuie doar un pic ajutat. Cred eu că asta e datoria orașului, să facă pentru oraș și pentru bucureșteni, pentru cetățenii lui, să-l facă mai prietenos. Și cel mai prietenos îl faci printr-o activitate culturală intensă, concentrată și clarificată oarecum. Pentru că în momentul ăsta, la nivelul Bucureștiului, nu există o politică culturală. Lucrurile se fac încă haotic, dar nu e nicio nenorocire, pentru că ușor, ușor, lucrurile se vor pune la punct. Sunt convinsă, dacă există dorință și bunăvoință și oameni cu adevărat bine intenționați, se va ajunge ca și acest oraș să aibă identitatea lui culturală. Și identitatea lui culturală o dau atât spațiile culturale, cât mai ales producțiile culturale. Noi putem să facem asta. Ar trebui să facem asta. Și pentru asta un spațiu ca ăsta este extrem de important. Cel mai important client este Hanu Gabroveni. Noi lucrăm în primul rând pentru Hanu Gabroveni. Nu lucrăm nici pentru un comanditar și nici pentru un beneficiar de folosință. Altfel, nu poți să faci ceva bun. Oricare din clienții noștri sunt ca și noi trecători. Facem totul ca Hanu Gabroveni, în fine, acest complex, să fie ceva mai puțin trecător decât noi. Thank you.
poarta, dacă ar fi fost bine gestionată, puteam să o avem pe cea originală și numai o reparam, dar ea a dispărut. Și avem două, trei cioturi și niște fotografii pe baza căreia vom reface exact cum a fost. Va fi o poartă monumentală din stejar masiv cu ornamente de fontă turnată. Este un obiect de artă meșteșugărească de sfârșit de secol XIX, destul de rar, poate unic în București, și care, dacă nu s-a putut recupera, măcar se va face o copie fidelă. Va fi impunătoare. Piesa respectivă, deci e o piesă ornamentală, la care dimensiunile și configurația florilor ce compun această piesă necesită foarte multă îndemânare și un meseriaș care să aibă multă experiență în materie de turnătorie. Ca operații principale de execuție sunt așa: execuția unor rame care să vină pe profilul piesei respective și care să cuprindă integral toată piesa. După aceea, piesa este destul de dificilă, pentru că modelul după care se execută prima piesă este model de Ipsos, foarte fragil, foarte sensibil. Și după ce se execută rama, trebuie desfăcute cele două părți, rama inferioară și superioară, și luat fiecare floare în parte pentru corecția în caz că s-a deteriorat în cazul formării. După această operație se închide forma, se asigură, se bun godeurile care reprezintă rețelele de turnare și se toarnă piesa. Piesa, fiindcă nu poți să întrerupi jetul de metal, fiindcă atunci piesa, fiind și subțire și delicată, poate să iasă nemers. Odată ratând o formă, se deteriorează și modelul de Ipsos, pe care este foarte greu să-l mai refaci. După turnare se așteaptă în jur de o oră, oră jumate, după care se dezbate forma, urmând ca piesa să meargă la cealaltă operație care o va însoți, la partea de finisare, curățire, polizare și, în final, livrarea către beneficiari. Mai am puțin și visul de a vedea edificiul plin de oameni începe să devină realitate. Și, de fapt, scopul acestui edificiu este să fie deschis publicului bucureștean. Acolo va fi împlinirea majoră și maximă, în momentul în care noi vom reuși să deschidem porțile pentru expoziții, pentru spectacole, când întreaga clădire va fi plină de lume, când porțile se vor deschide la ora 10 și se vor închide la 12 noaptea sau după 12 noaptea, când
va fi un furnicar de lume și toată lumea va fi fericită să participe la evenimentele culturale, la spectacole, la expoziții, la seminarii, întâlniri culturale. Aproape că a fost un vis pe care eu am crezut că nu mă voi mai vedea niciodată realizat. Să vezi o clădire care era de fapt un maldăr de cărămizi umede, sparte, să-l vezi pus în picioare, funcționând și arătând absolut superb, e mare lucru. Dar eu cred și cred că exemplul nostru va fi și mai pregnant în momentul în care vom începe să funcționăm la capacitate maximă. Acum suntem o clădire frumoasă, oamenii admiră, îi văd pe foarte mulți că se opresc, se uită, dar în momentul în care vor simți că această clădire este și a lor, și ăsta e scopul principal, atunci cred că ne-am atins ținta și de edificiu cultural și mai ales de exemplu, de model pentru toate clădirile din zonă care ar trebui, care ar urma să fie refăcute. Ieri chiar am fost întrebată de consilierii generali la o primă discuție despre buget, când începeți să produceți, pentru că această clădire a înghițit foarte mulți bani, e adevărat, această clădire a înghițit foarte mulți bani, dar le-am explicat că o asemenea clădire nu se amortizează într-un jumătate de an, într-un an. Ne dorim și noi să producem bani, ne dorim și noi să închiriem spațiile, pentru că numai din închiriere de spații poți realmente să faci niște venituri, nu din bilete care sunt subvenționate sau din expoziții. Dar pentru mine scopul numărul unu este să deschid edificiul bucureștenilor. Ei să nu mai vină să tragă de porți, să se uite admirativ și să încerce eventual să fure o imagine prin dantelăria de piatră din porți, care se vede foarte frumos, ci pur și simplu să aibă acces, să vină, să se bucure, să vadă o expoziție, să se uite la o carte, să vadă un spectacol, să se bucure pur și simplu de o clădire care a fost făcută pentru ei. Mulțumim foarte mult că sunteți aici pe vremea asta frumoasă cu noi.